Un fel de soluție pentru oamenii care se întreabă oare cum ar funcționa un sistem de educație necondus central, păi, în primul rând, ai avea o cerere pe piață pentru niște aptitudini. Și cine constituie cererea aia ar fi asociații, firme care ar putea foarte bine să-și filtreze, să-și atragă și să-și verifice cât de bine sunt educați viitorii colaboratori, să-i numim. Mă tot feresc la angajați. Bine, în Statele Unite, trebuie să te parezi puțin aici, Păi, pare. deși la noi nu cred că e lege în sensul ăsta, dar în Statele Unite e ilegal. Din 1968 Equal Opportunity Act, da? Deci ăla care vorba bine, le-a dat voie femeilor să fie angajate, da? Să nu mai fie discriminare împotriva femeilor și așa. Da, ce a mai făcut acel test, acea lege, a făcut imposibilă folosirea unui test de aptitudini la angajare. Pentru că altfel ai ajunge să discriminezi pe baza testului. Deci uite cum se leagă toate unele cu altele și pare că, mă, da, voi libertarieni o dați dintr-o Și la alta, ce păi sunt legate și se și, potențează da, reciproc înainte. și ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat din cauza asta, da? Lumea a început de atunci încolo, oamenii care au angajat, au început de atunci încolo să prefere candidați, da, care au terminat facultatea. Și să înceapă să uite la mediile cu care au terminat aia facultatea. De ce? Pentru că în facultate încă era legal să fie testați. Aha. Acum nu cred că mai Știi, se îndreaptă către. se îndreaptă în direcția aia. Da, și dintr-o dată, așa a crescut peste noapte, dintr-o dată, cererea de diplome de facultate, cel puțin în Statele Unite, deci și restul lumii, dintr-o dată, i-a urmat pe ăia, de ce? Că acolo le mergea bine și, domne, dacă ăștia fac chestia asta, atunci probabil că fac ceva bine și atunci toată lumea a trebuit să facă facultate. E ca taxarea progresivă, când zice Ciolacu, uite, toată Europa Da, are. exact, ăsta e un argument, știi? Pe vremuri, când eram noi copii, era o voce din bătrân care spunea, bă, dacă ăla sare în cap, te duci, sar și tu. Și politicienii, vizionari de altfel, spun, da, sigur, cum să nu, păi da, așa e civilizat. Înseamnă că știu ei ceva. Știu ei ceva, da? Dacă piața muncii se angajează la fel, știi? Uite, dacă și ăsta e un criteriu, știi, absorpția pe piața muncii, Păi mai nou, care mai e acum, problema, stai știi? puțin, mai nou, acum, ai altă chestie pe care oamenii care lucrează la companii private, sigur s-au întâlnit la multinaționale și așa, sigur s-au întâlnit cu o creație eminentă a facultăților, a faptului că, mă rog, și a facultăților europenizate de la noi, da, este apariția departamentului de HR. Da? Dacă înainte departamentul de HR era tanti aia care ținea toate fișele de muncă, da, și eventual se mai ducea pe la registru câteodată, da, acum departamentul de HR este o chestie unde sunt educați, sunt oameni care au terminat o facultate, da, și care ei controlează absolut tot ce intră în corporație. Da? Și tot ce intră în corporație este cu diplomă de facultate și masterat preferat. Ca să ne înțelegem. Deci de unde vine încă o presiune pentru Aici fabrica de diplomă? nu e mai științific, nu e social Da, engineering. sigur, este științific. Dacă stai la o discuție te lămurești exact cât de academic și științifică e Deci toată cum nu te ajută evaluarea. cu nimic? Nu mai fac screening, fac nu știu ce. Mă, poate te ajută, dar ai parte de o inflație. Deci tot timpul vorbim de inflație. Tu ai zis de inflație morală. Eu toată ziua zic de inflația monetară. Și aici ai o inflație în care nu mai e de ajuns liceul, nu mai e de ajuns bacalaureatul, nu mai e de ajuns facultatea, nu mai e de ajuns masterul. Trebuie cel puțin două doctorate ca să ne uităm la tine. Păi, cred că ceva de genul ăsta zice Kaplan, Brian Kaplan, că tu te uiți la poziția relativă, nu? Unul cu 8 clase era mai bun ca unul cu 4 clase.
unul cu liceu era mai bun cu așa, te gândeai că are inițiativă, că nu știu ce. Acu' ideea e că tu tot subvenționând, acu' diferența nu mai faci între facultate și liceu, ci doctorat și, înțelegi, ai crescut. Deci ca să obții același efect, ai băgat 10 ori mai mulți bani. Da. Bine, și răspunsul este că nu e așa. Deci cea mai bună explicație a faptului ăsta vine de la Thomas Sowell. O să-mi permit să parafrazez că nu mă știu exact. Dar ideea era în felul următor, că au observat oamenii de știință, au observat o asociere între, că e tot vorba de chestia asta cu diferență, o asociere între cine cât câștigă da, pe an americanii și ce nivel de educație au. Da? Ăia care au o diplomă de facultate câștigă mai mult și așa mai departe. Și problema e că dacă te uiți la ideea asta, da, simplist, și nu te gândești că este de fapt o problemă diferențială, da, câștigul ăla e diferențial, da, iei concluzia că dacă toată lumea ar fi la facultate, da, toată lumea o să câștige mai mult. Da? Ok. Luăm chestia asta, da, și ne uităm la o problemă diferențială. Ești la un meci de fotbal. Da? Și te ridici în picioare ca să vezi mai bine. Ok, good. Da? Ok. Dacă ajungi la concluzia că toți o să vedem mai bine dacă ne ridicăm toți în picioare în același timp, asta e și problema cu educația de stat. Cu incentiva pentru diplome de facultate.